Fratele Matei Popa a spus încă de la începutul acestui serviciu un lucru care merită să ne dea de gândit fiecăruia dintre noi. A spus că locul acesta este un loc plin de har. Când mă gândesc la asta, nu pot decât să laud pe Domnul. Să știu că Domnul umple locul acesta cu har. Și atunci, se pune întrebarea, Doamne, ce este harul acesta care umple acest loc? Harul nu este altceva decât mila lui Dumnezeu, dar mai mult decât milă. Este darul nemeritat pe care îl dă Domnul celor ce vin în locul acesta. Știți că în locul acesta Domnul împarte mântuire? Mă rog lui Dumnezeu ca în această seară să fie mulți care să se deschidă pentru mântuirea Domnului. Știți că în locul acesta Dumnezeu împarte încurajare pentru cei descurajați? Știți că în locul acesta Dumnezeu împarte viață pentru cei ce cred că nu mai au viață? Știți că în locul acesta Dumnezeu împarte vindecare pentru cei bolnavi? Toate acestea le face Domnul prin Harul Său. În această seară, dragii mei, aș vrea să ne oprim lângă cuvântul Domnului. Tot vorbim anul acesta mult despre David, omul după inima lui Dumnezeu. De obicei vorbim joia despre asta. David, omul după inima lui Dumnezeu. Și vreau în această seară să învățăm despre harul mântuitor al lui Dumnezeu, uitându ne la David. La omul după inima lui Dumnezeu și la un moment cu totul și cu totul special din viața lui David. Un moment de criză, un moment de mare necaz în viața lui David, așa cum este el prezentat în capitolul 30 din 1 Samuel, unde spune că David, la un moment dat, și-a lăsat familia în ciclag și s-a pornit să se ducă la luptă împreună cu filistenii împotriva poporului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în suveranitatea lui, a lucrat în așa fel încât l-a oprit pe David din a face lucrul acesta rău. Și când David s-a întors înapoi în ciclag, a găsit cetatea arsă, familia îi fusese răpită, totul fusese devastat. Și în momentele acelea, David, într-o stare de disperare, într-o stare de strâmtorare, pentru că poporul vorbea să lucidă cu pietre, zicând, din pricina lui ni s-au întâmplat toate acestea, spune Scriptura, dar David s-a îmbărbătat sprijinindu-se pe Domnul Dumnezeul lui. Nu e îmbărbătare mai mare decât să te încrezi în Domnul. Și în această seară vreau să vă chem pe toți cei ce sunteți aici să ne încredem în Domnul. Dar David, odată ce a ajuns acolo, a stat și l-a întrebat pe Domnul și a zis, Doamne, să urmăresc pe cei ce au distrus cetatea. Și Domnul i-a zis, du-te și urmărește-i pentru că vei recupera tot ceea ce ți s-a luat. Și au pornit în urmărirea o oștirii vrăjmașe. Și uitați-vă ce spune începând cu versetul 11 din 1 Samuel 30, cuvântul Domnului. Pe câmp au dat peste un om egiptean pe care l-au adus la David, i-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Și au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce a mâncat, i-au venit iarăși puterile, căci nu mâncase și nu băuse apă de trei zile și trei nopți. David i-a zis, al cui ești și de unde ești? El a răspuns, sunt un băiat egiptean în slujba unui amalecit și de trei zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Am năvălit în partea de miază zi a cheretiților pe ținutul lui Iuda și la miază zi de Caleb și am ars a mars ciclagul. David i-a zis, vrei să mă duci la oastea aceasta? Și el a zis, „Jurăm pe numele lui Dumnezeu că nu mă vei omorâ și nu mă vei da pe mâna stăpânului meu și te voi coborâ la oastea aceasta. Frați și surori, iubiți prieteni prezenți astăzi aici, când vorbim despre Harul lui Dumnezeu, aș vrea să începem prin a spune că orice om, Absolut fiecare om este important în ochii lui Dumnezeu. Fiecare om este important pentru Domnul și Dumnezeu lucrează în așa fel ca fiecare om să guste din bunătatea lui Dumnezeu. De aceea spun în această seară, oferta lui Dumnezeu este pentru orice om. Mântuirea lui Dumnezeu este pentru orice om. E foarte interesant să vezi că Dumnezeul suveran veghează asupra fiecărui om de pe pământul acesta. Crezi că îi scapă ceva lui Dumnezeu? Absolut nimic nu-i scapă lui Dumnezeu. Tocmai aici este marea minunăție să te gândești la un Dumnezeu căruia nu-i scapă nimic. Sunt bucuros că în această zi Dumnezeu nu m-a scăpat din privirea Lui. Dar vreau să știi ceva. În această zi, Domnul nu te-a scăpat din privirea lui nici pe tine, nici pe tine, nici pe tine, ci spre fiecare dintre noi s-a uitat Domnul cu mult interes. Nimic nu se întâmplă pur și simplu, ci înțelepciunea lui Dumnezeu aranjează totul cu o minuțiozitate uimitoare. Uitați-vă la tabloul acesta. David, un om necăjit care avea nevoie de ajutor. Un om foarte necăjit care avea nevoie de ajutor. Merge pe drum și găsește un alt necăjit care și el avea nevoie de ajutor. Un egiptean care avea și el nevoie de ajutor. Și se întâlnesc doi necăjiți. Însă pe amândoi îi vede și îi călăuzește Domnul. Și îi conduce Domnul. Și este foarte interesant. David avea nevoie de ajutor. L-a găsit pe un necăjit și aparent am putea zice când vezi un necăjit îmi mai trebuie al necas pe cap. Însă nu știi niciodată cum trimite Dumnezeu ajutorul. Pentru că Dumnezeu este atot înțelept. Credeți că întâmplător în Noul Testament când ni se spune să fim ospitalieri, spune primiți în casa voastră, fiți ospitalieri și primitori de oaspeți, pentru că s-a întâmplat că unii au găzduit în casa lor ce? Îngeri. E minunat să vezi cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeul suveran. Noi de multe ori am așteptat să vedem îngeri care vin cu aripi spre noi. Și ne rugăm câteodată și zicem, Domne, trimite ajutorul Tău. Și așteptăm să vină un înger cu aripi mari și prin el Dumnezeu să ne dea izbăvirea. Numai că uneori Dumnezeu se folosește de cine? Nu te aștepți. De cine nu te gândești? Acesta este harul lui Dumnezeu. Un David care avea nevoie de ajutor, egipteanul acesta, băiatul acesta egiptean avea nevoie de ajutor și amândoi primesc ajutor de la Domnul, fiecare prin celălalt. Înțelept e Domnul. Dragi mei, tabloul acesta, este lăsat în scriptură ca să ne arate dragostea lui Dumnezeu pentru toți păcătoși. Și mă uit în această seară peste adunare și vă spun, pe toți vă iubește Dumnezeu. Și mă uit spre camera aceea ca să mă pot auzi cei de departe și zic, pe toți vă iubește Dumnezeu. Să privim așadar spre acest tablou al mântuirii, al dragostei lui Dumnezeu și să înțelegem învățături pentru noi înșine. Avem în față un nenorocit care trăgea să moară. Un egiptean care trăgea să moară. Haideți să ne uităm la situația lui. În primul rând, ce vreau să înțelegem despre omul acesta pe care David l-a găsit pe câmp, căzut jos, gata să moară. Nemâncat de trei zile, bolnav. Dacă ne uităm la situația lui, întâi și întâi, înțelegem că el era un străin. Străin. Nu era nici din poporul lui David, nu era nici din poporul filistenilor. Era un străin. Așa zice cuvântul. Pe câmp au dat peste un egiptean. Egiptul era departe. Era străin. Când zic străin, nu știu, ați gustat vreodată ce înseamnă să fii străin? Nu toți. Unii sunt din aia care au stat tot lângă mama și tata, de mici și până târziu. Numai că unii dintre noi am gustat din ceea ce înseamnă să fii străin. Adică om fără țară, ești într-o țară, dar zici nu-i țara mea. Îmi spunea cineva, un frate plecat de aici dintre noi, plecat în Spania. Știți ce mi-a spus fratele acela? Ce frate nelu, când sunt acolo, mă simt străin. Când vin acasă, iarăși mă simt străin, că nu mai e acasă. Și zice, mă gândesc numai la țara mea de sus. Așa se întâmplă, dragii mei. Omul acesta era un străin, și aparent, când vorbești despre un străin, despre un egiptean care stătea între amaleciți? Străinii sunt oameni care nu cunosc pe nimeni, oameni fără relații, oameni care nu se pot bizui pe nimeni, oameni care sunt mereu suspicioși când vine cineva lângă ei, stau și zic oare. Oare nu vrea cumva să mă înșele asta? Nu vrea cumva să mă păcălească, să mă exploateze cumva? Însă, știți ce e frumos și spun cu bucurie, în suflet și cu mult entuziasm. Dacă străinii nu contează mult pentru cei din jurul lor, fiecare străin este important pentru Domnul. Și aș vrea să înțelegeți, dragii mei, eu personal am umblat printre cei ce sunt străini. Am umblat la românii noștri plecați din țară și sunt printre străini și mi-au mărturisit nu puțin dintre ei situații în care au fost la limită și au zis ce să facem. Și mărturiseau cu bucurie și ziceau, numai Domnul ne-a venit în ajutor. Aș vrea să înțelegem astăzi, dragii mei, că Dumnezeu este unul care se uită la situația fiecărui om și lui Dumnezeu îi pasă de fiecare nenorocit. Noi toți, până la urma ormei, niște străini suntem și călători pe pământ. Zice Efeseni, capitolul 2, primele trei versete așa, Uitați-vă, Efeseni 2, de la versetul 1, zice așa, Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Și apoi spune versetul 12 din același capitol așa, Între ei eram și noi toți odinioară Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini, străini de legamentele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Nu e frumos să știi că tu, care ești un străin pe pământul acesta, poate un străin în Timișoara. Poate unul care te-ai dezrădăcinat, că ai venit la școală de nu știu unde, ai venit să găsești un loc de muncă aici. Vreau să știi că aici, în Timișoara, ochii Domnului sunt peste tine. Aș vrea să știi că dacă te consideri un străin în relațiile cu cei din jurul tău, ai un Dumnezeu căruia îi pasă de tine. Mă uit la egipteanul acesta. Întâi scriptura spune că era un străin. Apoi scriptura ne spune că era un om. Considerat fără valoare. A fost lăsat să moară. Așa spune scriptura. A fost lăsat să moară. Stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. L-a lăsat undeva pe câmp, nemâncat, bolnav, lăsat să moară. Pentru că așa fac oamenii. Oamenii nu știu să aprecieze adevărata valoare a celor de lângă ei. Oamenii nu conștientizează valoarea omului. Ceea ce pentru amaleciți era considerat fără valoare, a avut preț în ochii lui David. Ca să învățăm ceva, că orice om are valoare în ochii Domnului. Pentru Dumnezeu, toți oamenii sunt valoroși. Uitați-vă ce spune în Isaia, capitolul 43, cu versetul 4. Ia uitați-vă ce spune Domnul, un cuvânt valabil pentru fiecare dintre noi. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc. Dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Aleluia zic și eu. Așa este Dumnezeu. Uitați-vă la omul acesta, la egipteanul acesta, la situația lui. Întâi era un străin. Apoi, uitați-vă la el, era considerat fără valoare. Și mai mult, zice scriptura că era un om flămând. Un om flămând. Așa sunt toți oamenii până când îi găsește Domnul. Un om flământ, pentru că vreau să spun ceva, lumea niciodată nu te poate sătura. De ce credeți dumneavoastră că cei ce beau niciodată nu zic ei destul? Totdeauna mai vor un păhărel vorba aceea, cum zic ăștia care beau, zic, ea mai torn un păhărel. Nu, asta vor ei, mai un păhărel și mai un păhărel, pentru că nu se satură lumea, nu te satură. Drogurile nu te satură, băutura nu te satură. Plăcerile lumii acestea nu te satură, de aceea oamenii tot le caută și le caută. Însă pe flămânzii aceștia îi caută Dumnezeu ca să-i sature El. Nu este împlinire în lumea aceasta. Niciodată nu te va putea sătura lumea aceasta. Însă Domnul Iisus Hristos are resurse pentru fiecare dintre noi. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a spus despre sine însuși așa, Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt adevărata viță. Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt păstorul cel bun. De ce a spus Domnul toate acestea? Ca să înțelegem că în El avem împlinire pentru toate nevoile noastre. E foarte interesant să vezi că David îl găsește pe străinul acesta, îl găsește pe flămândul acesta, îl găsește pe omul acesta considerat fără valoare. Și se apleacă cu interes asupra lui ca să învățăm fiecare dintre noi că așa face Domnul. Domnul este cel ce poartă grijă de fiecare om. Și acum am vrea să ne uităm, dacă ne-am uitat la situația necăjitului acestuia, a egipteanului acestuia, aș vrea să ne uităm în această seară și la Salvatorului. Situația lui e situația străinului, este situația flămândului, a omului fără valoare. Însă pe astfel de oameni îi caută cineva, îi găsește cineva. Salvatorul lui este David, dar David este lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi ca să ni se arate cum lucrează Harul lui Dumnezeu. Și uitați-vă, egipteanul era trântit undeva la pământ pe câmp. Dar a venit Salvatorul și l-a găsit. Fac sublinierea aceasta, Salvatorul l-a găsit. Atenție, nu păcătosul îl află pe Domnul. Ci Domnul îl află pe păcătos. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos în Luca 19:10? A zis așa: Căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Salvatorul, slăvit să fie el, Domnul, el îi caută pe toți pierduții. Și vreau să știți ceva. În această seară ești aici, la Porta Cerului, pentru că Domnul. Domnul, te caută. Conjunctura în care ai venit, o știi tu. Egipteanul acesta ar fi putut să zică: Păi eu am ajuns aici, în drumul acesta aruncat, pentru că m-am îmbolnăvit, pentru că stăpânul meu m-a abandonat, pentru că. Dar nimic nu e întâmplător. Ochiul Domnului, a Dumnezeului Suveran, vede toate lucrurile și aranjează toate lucrurile. Știi ceva? În această seară Dumnezeu a aranjat ca tu să fii la poarta cerului. Pentru că Domnul și-a propus ca El să treacă pe aici și să te găsească. Ce zici despre asta? Eu zic că salvatorul nostru este un salvator minunat pentru că El îi caută totdeauna pe cei pierduți și dacă ești aici, zic încă o dată, ești aici pentru că ești căutat de Domnul. Însă aș vrea să mai înțelegem ceva. Uitați-vă culoarea minte. Știți ce a făcut Salvatorul? Întâi l-a găsit și după aceea l-a hrănit. Pe câmp au dat peste un egiptan pe care l-au adus la David. I-au dat să mănânce pâine și să bea apă. Adică i-au dat cu alte cuvinte ceea ce era necesar ca omul acesta să trăiască. Vreau să știi, dragul meu, în această seară, nevoia sufletului este împlinită în el, în Domnul. Oricâte filme ai vedea, nu ți împlinesc nevoia sufletului tău. Oricâtă distracție ai căuta în lumea aceasta, nu împlinezi nevoia sufletului tău. Uitați-vă că trăim într-o lume a distracțiilor, în care distracția este la ea acasă, era divertismentului, cum îi spun sociologii. Suntem în era aceasta a divertismentului și în era aceasta, când oamenii ar trebui să fie mai săturați de toate. Uitați-vă câți oameni Trec prin situații cumplite, sunt goi, sunt pustii sufletește. De ce? Pentru că nimic nu te poate sătura cu adevărat decât Domnul. El este adevărata hrană. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană și asta face Dumnezeu. De fapt, nu uitați ceea ce spune Domnul Isus însuși, citând un cuvânt din Vechiul Testament. Omul nu va trăi numai cu pâine. Mulțumesc frumos! ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu trăiește omul. O, dacă am vrea să înțelegem noi că asta face Salvatorul, întâi ne găsește, apoi ne hrănește. Dar știți ce îmi place? În bunătatea lui, uitați-vă cum ne hrănește. Zice așa, i-au dat să mănânce pâine și să bea apă și atenție. Și au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide. După ce am mâncat, i-au venit iarăși puterile. Nu observați, dumneavoastră, ca să trăiești, omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce bun e Domnul, cum e în seara aceasta. Vine Cristi Chifan cu violoncelul să ne dea stafide și smochine. Nu? Adică desert. Poartă Domnul grijă să avem și desert. Observați dumneavoastră, cântări de cor, cântări de grup, versuri recitate, toate acestea, pe lângă cuvântul Domnului, știți de ce? Că bun e salvatorul și poartă grijă de toate nevoile noastre. Așa știe să lucreze Dumnezeu. În marea lui bunătate, el poartă grijă. Asta face salvatorul, pe lângă cuvânt, chiar dacă am putea să trăim numai cu al Domnului cuvânt. El îți mai dă și smochine și stafide. Supliment de hrană, daruri spirituale pune Dumnezeu între noi ca să ne hrănească. Și zic încă o dată, bun e Salvatorul. Am văzut situația egipteanului acestuia, străinului acestuia, ca să învățăm că este har pentru orice străin. Am văzut situația lui, ne-am uitat la Salvatorul lui, haideți să ne uităm la salvarea lui acum. La salvarea lui. Ce înseamnă salvare? Salvarea pentru el înseamnă viață. Omul acesta era pe pragul morții. A fost lăsat să moară. Cel ce era pe moarte când s-a întâlnit cu David a căpătat viață. Un om bolnav și abandonat fără hrană e moarte sigură. Numai că Dumnezeu, în suveranitatea lui, pregătește lucrurile în așa fel ca să ajungă David lângă el. Și vreau să înțelegem astăzi, încă o dată, dragii mei. Domnul Iisus Hristos ne caută. Domnul Iisus Hristos ne hrănește și Domnul Iisus Hristos vrea să ne dea viață. Ascultați-mă bine, Domnul este singurul care are adevărata viață. Ne înșelăm crezând că putem găsi viață în altfel. Domnul Iisus Hristos zic încă o dată, a spus, eu sunt calea, adevărul și viață și adevărata viață o ai numai când te întâlnești cu Isus Hristos numai atunci când stai față în față cu El. Dar știți ce îmi place să văd? Salvarea întâi înseamnă viață. Și viață vrea să-ți dea Domnul. Viața adevărată. O viață adevărată din El vrea să-ți dea Domnul. Dar știți ce mai înseamnă salvarea? Salvarea înseamnă putere. Ați văzut ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice, după ce i-au mai dat și o legătură de smochine și două legături de stafide după ce am mâncat, I-au venit iarăși puterile. Știți că salvarea înseamnă nu numai viață, ci înseamnă și putere? Adică Dumnezeu îți dă viață, dar nu o viață din asta de legumă, ci o viață plină de vigoare, o viață plină de putere. Puterea de a-l sluji pe Dumnezeu într-o lume ostilă lui Dumnezeu. Stai și te uiți și vezi oameni care stau cu fruntea sus într-o clasă, tineri care stau într-o clasă de elevi și vezi că stau cu demnitate, că te unul singur, toți aleargă la același potop de desfrâu și îl vezi pe câte un tânăr elev pocăit că se împotrivește valului și el merge în altă direcție. ce e asta? Este puterea pe care o dă Domnul. Vezi câte un tânăr student, unul sau doi sau cât sunt în grupa lor, sau un an la ei la facultate, și vezi că toți aleargă la același potop de desfrâu și fiecare se laudă cu nelegiuirile lui. Și îl vezi pe câte un tânăr student credincios care stă cu fruntea sus pentru Domnul și zice eu nu. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că Domnul i-a dat putere ca să slujească. Dumnezeu este Cel ce îți dă puterea să fii altfel. Dumnezeu este Cel ce îți dă putere să biruiești ispitele și încercările din lumea aceasta. Dumnezeu îți dă putere să te împotrivești Diavolului. Asta înseamnă mântuire? Mântuirea înseamnă viață? Te întreb în această seară, vrei să ai viață din Dumnezeu? Mântuirea înseamnă putere, vrei să ai putere din Dumnezeu? Dar mai mult, am să mai spun ceva. Mântuirea, salvarea, înseamnă libertate. Știți ce mi-e drag să citesc aici? David îl găsește, îi dă să mănânce, îi dă și desert, cu alte cuvinte, îi dă viață, după ce îi dă viață, îi dă putere, dar fiți atenți. David îi zice așa la un moment dat. David i-a zis versetul 15: Vrei să mă duci la oastea aceasta? Vrei să mă duci? Ce înseamnă asta? Era liber. Vrei sau nu vrei? Viața de credință, dragii mei, este o viață de libertate. Adevărata libertate o capeți când ești în Hristos. Acolo capeți adevărata libertate. Știți de ce a venit Domnul? Zicea Domnul, citea în sinagogă în Nazaret și zicea că a venit să aducă robilor de război slobozenia. Și știți că Domnul a zis, Domnul Iisus Hristos în Ioan 8 cu 36, dacă Fiul vă va face slobos, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Libertatea o dă El și aș vrea să înțelegi în această seară mântuirea înseamnă viață, mântuirea înseamnă putere, dar mântuirea înseamnă libertate adevărată. Ai libertate! V-am mai spus și altă dată, Predicând la evangelizare aici, am avut un coleg, un coleg care, așa, foarte uh, interesant era el, îi se părea că vede nu știu ce ciudățenie în mine, în pocăitu. Nu știu ce ciudățenie vedea. Și la un moment dat mă întreabă, Filipe, tu ai voie să faci asta, da cealaltă, tu ai voie să faci asta, să fumezi, să bei, să una și alta. Să nu vă mirați de ce am spus. I-am răspuns așa foarte frumos și am zis, exact ca și tine și eu am libertatea să fac de toate. Nici eu nu-s legat de mâini, nici eu nu-s legat de picioare și eu am aceeași libertate. Dar vreau eu să te întreb ceva, i-am zis colegul acela, era sârb. I-am zis, tu, era fumător, așa în răit, zic, tu ai voie să nu fumezi. A rămas blocat, păi am voie, dar nu pot. Păi de ce nu poți? Pentru că nu ești liber. Dragii mei, credeți că tinerii aceștia care vin să cânte aici n-ar putea să alerge la același potop de desfru cu toți ceilalți? Ba da! Credeți că ei n-ar putea să umple discotecile ca ceilalți? Ba da, ar putea și ei! Dar au libertatea de a nu fi legați de vrăjmașul. Sunt dezlegați prin Harul lui Iisus Hristos și în loc să se ducă la potopul de desfru, ei umblă să-L laude pe Domnul. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă adevărata libertate. Uitați-vă la oameni care își distrug familiile, nu se pot lăsa de curvie, alții nu se pot lăsa de băutură, alții nu se pot lăsa de droguri și li se pare că ei sunt liberi. Și mai stau câte unul din ăsta în fața unui pocăi și zic, voi aveți voie să. Noi avem voie să-L slujim în libertate pe Domnul. Dacă Fiul ne face slobozi, vom fi cu adevărat slobozi. Vedeți ce înseamnă mântuirea? Mântuirea înseamnă întâi viață. Apoi, dragii mei, mântuirea înseamnă putere. Mântuirea înseamnă libertate. Dar vă mai spun ceva. Mântuirea înseamnă viață trăită cu scop. N-ați auzit despre oameni eu am auzit, poate ați auzit și dumneavoastră, că eu mă apropiu așa de o anumită vârstă. Și am auzit de din ăștia care ies la pensie, care zice că nu mai rezistă. Când, când văd față în față cu șocul pensiei, li se pare că nu mai au rost. Și atunci e foarte greu pentru ei, ajung în depresie, ajung în situații, intră în situații de criză, pentru că nu-și mai văd rostul vieții. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Cine capătă mântuirea lui Dumnezeu, cine capătă salvarea de la Dumnezeu, omul acela își trăiește viața cu scop. Știți cum a fost egipteanul ăsta? Abandonat ca unul care este nefolositor. Egipteanul a fost nefolositor pentru Amalek, nefolositor pentru cei din jurul lor. Nu-i pedeapsă mai mare pentru cineva decât să se simtă inutil. Să simți că ești în casa ta și ești inutil și ești fără folos. Însă vreau să vă spun astăzi, Domnul este cel ce dă scop vieții noastre când ne mântuiește. El dă scop vieții noastre, cel, cel nefolositor are o slujbă de făcut. Uitați-vă la bietul egipteanul acesta. Dintr-o dată, capăt o slujbă. Măi, te-am găsit, ți-am dat viață, ți-am dat hrană, ți-am dat libertate ți-am dat de toate și îți dau și un scop. Tu poți să ajuți lucrarea asta. Și dintr-o dată, egipteanul se găsește călăuza lui David. Are scop. Vreau să vă spun ceva. În lucrarea Domnului nimeni nu trebuie să fie șomer. Ci toți avem de făcut o slujbă pentru el. Asta face Dumnezeu când ne mântuiește. Domnul este interesat de toți nenorociții și vrea să-i binecuvânte pe toți. Acesta este Dumnezeu. De aceea vreau în această seară, uitându-ne la tabloul acesta, să înțelegem încă o dată: Casa aceasta este plină de harul lui Dumnezeu. A venit aici Salvatorul. Te-a adus aici pentru că vrea să te găsească pe tine, care ești poate un străin. Pe tine care ești poate nensemnat pentru mulți din jurul tău, a venit Domnul să te găsească și în locul acesta vrea să te hrănească, să-ți dea viață, Dumnezeu vrea să-ți dea un rost în viața aceasta și să trăiești pentru El. Acesta este harul. Merităm noi asta? Nu. Ar fi putut să ne lase acolo în moarte. Ar fi putut să ne lase trântiți jos în așteptarea morții și să zicem, ne ducem așa cum s-au dus și alții. Însă slăviți să fie Domnul care într-o seară ca și aceasta ne-a ieșit înainte. Și în tabloul acesta al mântuirii din viața lui David, a lui David, ni se arată cum știe să mântuiască Domnul. Și vreau să știi încă o dată, dragul meu, în această seară, Iisus Hristos vine în locuri ca și acestea, Iisus Hristos se apleacă cu interes spre oameni ca și tine, ca să-ți dea mântuirea. Pentru cine este Harul lui Dumnezeu? Pentru oameni ca și tine? Pentru oameni ca și mine, pentru noi este harul lui Dumnezeu. De ce să facem harul lui Dumnezeu zadarnic? Locul acesta este plin de har. Întrebarea este aceasta. Dacă nenorocitul acela, când s-a apropiat David de el, și Salvatorul când s-a apropiat de el, ar fi zis mulțumesc, dar mie nu -mi trebuie pâinea ta, mulțumesc mie nu -mi trebuie apa ta, mulțumesc mie nu-mi trebuie smochinele și stafidele tale. Mulțumesc, eu nu vreau să colaborez cu tine, eu nu vreau să am nimic de a face cu tine. Dacă ar fi făcut așa, ce s-ar fi ales de el? Pieirea. În această seară vreau să-ți spun, dragul meu, tu ești în locul acesta căutat de Hristos, Salvatorul. Fi înțelept. Te caută Salvatorul și vrea să-ți dea hrană din el, din cuvântul său. Salvatorul vrea să-ți dea hrană ca să poți să trăiești. Salvatorul îți dă hrană ca să ai viață. Salvatorul vrea să-ți dea un rost în viață. Salvatorul vrea să-ți dea adevărata libertate. Salvatorul vrea să facă din tine un om care are putere, să poată să trăiască pentru Dumnezeu. Întrebarea este aceasta: îl vei lăsa tu pe Salvatorul să-și facă lucrarea în viața ta? Rămâne un semn de întrebare. La întrebarea aceasta poți să răspunzi numai tu. A fost o vreme când eu am răspuns. Și am zis, Doamne, vreau să mă bucur de salvarea pe care o dai Tu. Aici sunt oameni care au răspuns la această întrebare. Vreau în această seară să las acest semn de întrebare în dreptul Tău. Cum vei răspunde la această întrebare? Lăsal vei Tu pe Domnul să-ți mântuiască sufletul? Sau vei rămâne mai departe trântit în păcatele lumii acesteia, în nenorocirile lumii acesteia, fără nicio nădejde și fără niciun ajutor? Să nu uiți, Dumnezeu te caută. El te caută odată, te caută poate de două ori, poate de trei ori, poate numai odată. Poate te caută numai în seara aceasta. Noi nu știm care este viața noastră. Știm noi cât mai trăim? Azi dimineață m-am rugat împreună cu soția mea și am spus Domnului așa, Doamne, dacă astăzi este ziua în care va trebui să închei umblarea pe acest pământ, aș vrea să o închei în brațele tale. Fiecăruia dintre noi ni se poate încheia umblarea pe acest pământ, oricând. N-ai să regreți tu veșnic dacă vei ști că într-o seară ca și asta, ți-a ieșit înainte Domnul prin harul său și a vrut să te hrănească din al său cuvânt. A vrut să-ți dea viață, a vrut să-ți dea putere, a vrut să-ți dea libertate, a vrut să-ți dea un scop în viață și tu i-ai întors spatele? Să nu faci asta. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, să nu faci asta. Ci stai înaintea Domnului în momentele următoare, pentru că vom avea un moment de închinare și de rugăciune. Stai înaintea lui Dumnezeu și zi, Doamne, Dăm viața Ta. Mântuiește-mă și pe mine și ajută-mă să-mi trăiesc viața pentru Tine, atâta cât mai am de umblat pe pământul acesta, să trăiesc pentru Tine și... Să fiu fericit pentru vecii vecilor. Dumnezeu să ne lumineze pentru aceasta și să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toții, să cântăm spre slava lui Dumnezeu și apoi ne vom apropia de cel prea înalt cu rugăciune.